Vasile Dragota, un bărbat de 53 de ani, a devenit unicul ajutor pentru tatăl său. Bătrânul a rămas fără degetele de la picioare din cauza unor degerături. De 2 ani de zile de când a fost adus din comuna Florești, se află în îngrijirea fiului său. Numai că legea nu-i permite acestuia să fie însoțitor pentru părintele său. Nu sunt ca însoțitor și de persoana respectivă nu poate să aibă grijă decât eu. Eu sunt singurul fiu al lui și asta e nemulțumirea mea. Reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului explică ce s-a întâmplat în acest caz. Încadrarea în grad de handicap se face pe baza actelor medicale elaborate de medicii specialiști. Conform actelor pe care domnul Dragota le are, s-a făcut încadrare cu gradul 1 fără însoțitor. A fost nemulțumit de gradul care l-a primit la Comisia din Drobeta Târnu Severin și a făcut contestație la Comisia Superioară, care a confirmat gradul dat de Mehedinți. Conform diagnosticelor pe care le-am aflat acum, domnul Dragota nu necesită însoțitor. Astfel de cazuri nu sunt evaluate de o singură persoană, ci de o comisie din care fac parte medici specialiști. Numai că cei doi trec printr-o adevărată dramă, pentru că este greu să îngrijești o persoană cu handicap care are nevoi speciale.